Salutare, astăzi vă prezint Avar de 180 de cai, o mașină mică și puternică, în acest caz merge de rupe, așa. Cam așa se prezintă, mașina este nouă. Cauciucurile sunt pe 17. 205-40 R17, așa, ca și spațiu destul de puțin, după cum se poate vedea. O să revin din interior. Așa vine în spate. Legat de interior, geamuri electrice, mai bine spus oglinzile electrice, așa, scaune manuale din piele, sunt chiar confortabile. Acum nu știu, la drum lung, ați putea lăsa în comentarii, așa. Volanul de la Abarth, foarte confortabil, din piele, deci chiar este super ok. Se ține foarte bine în mână. Așa, radio. Volumul. Așa, volumul de aici, radio. Pilot automat, cred că nu are acest model. După cum din ce văd, nu are. Ca și sunet, sună la fel, foarte bine. Așa. Pe bord vitezele, geamurile electrice. Am să îl pornesc. Ca și sunet, la fel, sună chiar foarte bine. Două evacuări. Ok. Spațiul de depozitare este destul de ok aici în bord. Așa. La fel, acolo este un buzunar. Padelele pe volan, la fel. Mi se pare cam scump oricum ca aceste modele, dacă nu greșesc, depășesc 25.000 de euro. Mi se pare cam exagerat de mult. Așa, mai are aici două prize USB-ul. Iar în spate, la fel, full piele. Așa. Să văd dacă cât sunt de, dacă se încape în spate. Așa, cam așa se prezintă din spate. Ca și spațiu, nu știu, pentru mine mi se pare strâmt, adică nu rămâne deloc. Foarte puțin. Așa. Nu are alte spații de depozitare. Cam aceasta ar fi sportiva de la Abarth, de la Fiat. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să lăsați în comentarii, și cei care aveți acest model, ați putea lăsa dacă este fiabil, dacă își merită banii, și până una alta ne auzim la un alt videoclip.